Bună, iubițelelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă! Iubițelelor, după cum vă spuneam în videoclipul anterior, am zis că n-ar fi rău de acum înainte să ne uităm un pic pe broșurile Oriflame care urmează și în felul acesta avem o idee asupra noutăților, asupra celorlalte produse care există deja în portofoliul firmei, dar cred că noutățile ne interesează și nu, de ce nu, ne interesează și dacă sunt, poate sunt pozele mai reușite sau sunt poze de detaliu pentru anumite, uite cum se deschisese pagina mai devreme la niște lacuri de unghii și așa mai departe. Deci, cu siguranță, broșura ne este de folos. Eu personal când comand întotdeauna, deși comand online, întotdeauna sunt comand direct de pe broșură și accesez acele iconițe de cumpărare și dacă e vorba de nuanțe sau altceva, ți se deschide un meniu și îți alegi nuanța. Bun. Hai să începem. Uite, aceasta este noua revistă, nu actuala, deci nu din cea din care puteți cumpăra acum, ci următoarea, valabilă, deci acesta este noul catalog 7/2004, mai nou decât cel actual, așa, valabil din 7 mai până, din 7 până în 27 mai, deci din 7 mai până în 27 mai. Bun. Și hai să deschidem revista și să vedem ce avem aici. Cred că aici e o pagină sunt pagini de prezentare ale Oriflame și special pentru persoanele care doresc să devină reprezentanți și să câștige ceva. Nu mă întrebați dacă se pot câștiga chiar bani serioși din chestia asta, nu știu. Așa încât nu vă pot da niciun fel de indiciu în direcția aceasta. Dar hai să vedem acum produsele. Uite deja prima noutate. Și după cum suntem anunțați, e vorba și de o reducere de 40%. Deci avem Longwear Liquid Eyeshadow, deci avem niște farduri de ochi mate, lichide mate, în aceste trei nuanțe, Sand, Bronze și Espresso. Foarte interesante și aici tipa asta e machiată cu două dintre nuanțe, din câte se înțelege ar fi cel mai deschis, nuanța cea mai deschisă și cea de mijloc, cea medie. Și văd că s-a obținut un, da, foarte interesant, 21 de lei ar fi prețul, foarte interesant, cred că aș vrea să încerc și eu. Uite, un cozoroc, tot ca noutate acest cozoroc. Și apoi reducere de 40%, o ediție limitată, foarte interesant. Deci să fiți atente că aici avem highlighter, deci iluminator și fard de obraz, dar sunt în două nuanțe noi, în două nuanțe scoase acestea, în două nuanțe scoase în ediție limitată, cu reducere de 40% și o să coste 39 de lei. Foarte interesant, iluminatorul și fardul de obraz, special pentru vară. Foarte interesant, îmi place. Aici eu vă mai spuneam de aceste rujuri. Sunt foarte bune și am și eu Ultra Burgundy. Ultra Burgundy îl am și am impresia că mai am și Ultra Terracotta. Deci Ultra Terracotta și Ultra Burgundy. Foarte, foarte interesante rujurile acestea. Pe mine mă încântă de fiecare dată când le folosesc și dacă vă aduceți aminte, chiar vi le semnalam și vouă într-un videoclip și vă spuneam că folosind din nou acel ruj, mi-am readus aminte cât de mult îmi place. Ia uite noutăți și în ceea ce privește lacurile de unghii. Patru nuanțe noi și sunt absolut superbe. Vai, roșurile acestea sunt superbe. Uite și aici. Și rozul e mișto și acest e frumos și acest nude în Sun-Drenched Nude, Pink Sky, Magnificent Red și Sunset Red. Foarte frumoase. 20 de lei bucata, tot așa o ediție limitată
și reducerea e de 45%. O noutate, iarăși o noutate, ar fi burețelul acesta pentru machiaj. Da, mă bucur și, uite, Penseta, Sunset, nu știu, cu bureței aceștia de machiaj, nu aceștia în special aceștia, ci în general așa, nu prea se murdăresc, se curăță, trebuie să-i schimbi periodic, mai ceva decât nu acumulează în interior fondul de ten, nu prea reușești o curățare adecvată cu ei, se mai rup, se fisurează, se zdrențuiesc, da, în fine, e o întreagă poveste. Da, mă rog, na, asta e. Și uite, o pensetă în ediție limitată, adică cu acest model, pentru că e penseta clasică Oriflame, dar cu aceste modele foarte, foarte frumoase. Și aici avem un set, tot așa o noutate, pentru îngrijirea unghiilor și avem aici cele două pentru picioare și cele două pentru depărtătoare și celelalte elemente. Bun, și o pilă de sticlă, o pilă mai mare, pare să, da, e o pilă mai mare de sticlă, special pentru tălpi, pentru călcâie. Ia să vedem ce mai avem aici. Avem acești ochelari care sunt deja în ofertă, îi știm de mult timp, la 52 de lei și cam așa se menține și prețul, în jur de 50. Și câteva elemente de plajă. Ia să vedem în continuare. În continuare e mascara aceasta despre care vă spuneam că e foarte bună și am văzut-o și noi cum arată și cum se comportă. Și aceasta am văzut-o și am încercat-o. Wonderlash Ultra de asemenea. N-am încercat încă aceste farduri de ochi, vă spuneam eu că aș vrea să încercăm niște farduri de ochi de la Oriflame. O să vedem, o să încercăm și poate și niște pensule de machiaj de aici. Și uite, ca noutate, niște mascara în diverse culori, verde, mov și roz, de fapt e un fel de turcoaz acesta. Nuanțe foarte frumoase, să vedem dacă 23 de lei, să vedem dacă ne vine în minte. Da, cred că m-ar tenta ceva de pe aici și ar fi tentant și pentru voi să vedeți un machiaj de genul acesta. Ce mai îmi place? Îmi place foarte mult acest set pentru sprâncene, adică mă atrage foarte mult. Nu l-am cumpărat încă, dar chiar stăteam și mă gândeam, pentru că tot am folosit alte farduri. Dar chiar stăteam și mă gândeam dacă nu ar fi interesant pentru noi. Și uite, un parfum, nu cred că e ceva nou, dar spune că e un Dream Kiss, Blossom Kiss, dar spune că e un parfum oriental, vanilat, fructat, cu smochină, floare de crin și vanilie. Păcat că nu are și posibilitatea aceea, nu e parfumat pe aici, pe undeva, ca să putem vedea exact cum miroase. Aici sunt foarte bună, sunt corect. Ei avem corectorul, nu sunt mai multe corectoare. Deci avem corectorul acesta, pudra și Everlasting Sink. Foarte bună acest fond de ten. Nu știu dacă l-am recumpărat. O să-l încercăm să vedem dacă îl mai am eu în colecția mea. Dacă nu, poate îl recumpăr odată. E foarte bun. Foarte bun, chiar îmi place. L-am folosit cu mare succes. Acesta l-am prezentat deja și ne-am delectat cu el. Acesta e abia cumpărat, o să vedem exact, și uite, aici sunt nuanțele cu bureței, dar acolo erau la ofertă mai bună. Așa. Spray-ul pentru fixarea machiajului. Și ia uite aici, foarte interesant, chiar îmi place ideea aceasta, iarăși și dramat foarte bun. Uite, The One Illu Skin High Effect, două iluminatoare și chiar mă tentează. Sunt foarte plăcute, foarte drăguțe pentru vară. Nu trebuie să aplici prea mult și cred că o să ne convină la vară aceste nuanțe superbe. Chiar aș vrea să le încercăm la un moment dat. Mai avem aici niște lip oil-uri,
niște uleiuri de buze. Chiar aș vrea să le încerc și uite, n-ar fi rău să încercăm și creioanele acestea de buze și ei chiar ne indică să le folosim în paralel, pardon, să le folosim împreună. Sigur că dacă vrei neapărat un aspect foarte discret și nu conturat al buzelor, aplici uleiul și atâta tot. Dar cred că e frumos așa un aspect mai, în fine, o să vedem. De aici am cumpărat ceva, o să mai cumpărăm din gama aceasta, pentru că sunt hidratante și pigmentate și chiar aș vrea să mai cumpărăm și să ne mai delectăm cu aceste nuanțe. Ia să vedem ce mai avem aici. Uite niște nuanțe noi. Avem aici niște nuanțe noi. Niște nuanțe care sunt pentru nail art, pentru modele pe unghii. Negru, alb, roșu, auriu sidefat. Bine, dacă e auriu, e clar că e cam sidefat. Roz sidefat și argintiu. Foarte interesant și uite cum arată pensula. Cred că ar trebui să cumpăr și să fac niște filmulețe și în ideea asta, niște videoclipuri și în ideea asta cu modele, cu modele pentru unghii. Nu ceva extraordinar de complicat, pentru că na, vrem să le realizăm ușor, să le realizăm și noi, nu să obținem mai întâi o, nu știu, o diplomă la universitate de artă și după aceea să putem face modele pe unghii. Și aici, uite, niște imagini mai aproape, imagini mai zoom mai mare, imagini făcute mai de aproape și de asta spuneam, uneori vedem mai bine culorile și culmea că există diferențe. Dacă între cele două, uite, nu există diferențe, aici chiar e o diferență pregnantă, că nu știi, de fapt, e o diferență foarte mare între această culoare și ceea ce ar fi pe unghii. Mă rog, în fine, mai vedem. Pe aceasta galbenă Big Lash am încercat-o, ne-am delectat cu ea, cred că am încercat-o, dacă nu o încercăm cu siguranță. Să mai spuneți și voi dacă sunt produse pe care vreți să le încerc, aveți voi vreo curiozitate, ceva și spuneți-mi, lăsați-mi acolo în comentarii și eu am să, am să cumpăr, am să văd cum fac, cum încerc. Uite, corectorul acesta și un nou fond de ten Power Up. După aceea, rujurile acestea nu le-am încercat. Nu știu, să vedem. Cred că aici creionul acesta pentru sprâncene e foarte interesant. Cu forma aceasta specială s-ar putea, chiar aș vrea să-l încerc. Forma aceasta specială mă face să cred că ar fi foarte ușor de aplicat și de conturat. Și uite ce mai avem pe aici. Acesta îl avem deja. Acesta l-am cumpărat. Ia uite, o pudră compactă Jordan in Gold 62 și zice că e cel mai scăzut preț. Probabil că na, are în compoziție. Spuneți că un ten mat cu aspect mătăsos, impecabil, are și măceșe și vitaminele C și E. Și eu tocmai asta mă pregăteam să vă spun că probabil conține niște substanțe, ceva, mă rog, niște lucruri benefice pentru ten, altfel na, nu prea poți să pui un preț așa mare. Uite, și aici sunt rujurile acestea din gama respectivă. Măi, nu știu, să vedem, cred că l-am încercat într-un videoclip, cred că am încercat rujul acesta. O să vedem. Nu știu dacă am să continui cumpărarea lui. Să vedem, nici eu nu sunt foarte convinsă. Nu știu, poate doar câteva nuanțe aici și acolo. O să vedem. Deocamdată nu sunt foarte convinsă. Rămâne de văzut. Și uite aici niște bijuterii foarte frumoase, placate cu argint. Acesta nu știu dacă e placat cu aur, dar acestea sunt placate cu argint și arată foarte bine, foarte bine. Și chiar, de exemplu, acesta e aventurin și e piatră naturală. Adică e chiar
Aventurinul fiind o piatră semiprețioasă și chiar, deci nu e ceva, o imitație, nu e o bucată de plastic, chiar e piatra naturală și bijuteriile sunt placate cu argint. Nu știu, în schimb, acest inel care e foarte atrăgător și cu ștrasurile acestea albe, da, zice totuși că e alamă, sticlă, sticlă, piatră naturală, de aventurin, deci astea albe sunt sticlă și atâta tot, acesta e aventurin curat, dar ce că ar fi alamă, ei nu știu alama cât rezistă, știi, cât va, mă rog, cât se menține așa într-o formă, într-un auriu plăcut și da, în fine, nu mai intrăm în detalii. Iarăși două parfumuri, ia uite, ia să vedem, deci avem așa, apă de toaletă, Eclat Femme Weekend, e superb, e superb parfumul acesta, cred că vi l-am arătat, e superb, sunt super încântată și crema, foarte mișto, un parfum deosebit, un parfum exact cum scrie aici, floral, proaspăt, fructat, piersică, frezie albă și mosc. E un parfum deosebit. O să vă placă cu siguranță. Pe acesta nu l-am încercat, Volare Tender. Ia să vedem că avem aici. Este interesant și acesta. Este interesant și acesta. Păcat că nu au spreiat un pic mai puternic aici. Este interesant. Nu știu dacă am să-l cumpăr așa direct sau poate am să caut pe site să achiziționez o mostră pentru mai multă siguranță. Pentru că e păcat să cumperi un parfum și să-ți dai seama că nu îți place deloc cum miroase, nu e pe gustul tău. Ia să vedem, avem aici o descriere, ar fi licii, acord, latte rose, mosc delicat. Da, ar părea să fie ceva foarte interesant, ar părea să fie foarte frumos, dar parcă parcă nu sunt convinsă. Pe acesta iarăși îl am, mi-a plăcut foarte mult, da, mi-a plăcut foarte mult, este deosebit, deci în acesta puteți avea încredere. O să vă placă deodată. Are frunze de violetă, petale de trandafir, acorduri de piele. În fine, poate că așa nu sună incitant, dar e absolut superb. Și aici, uite, parfumul acesta e de dată recentă, unul dintre cele mai noi parfumuri lansate. Ia să vedem că scrie aici, încearcă-mă. Da, e un parfum vesel, plăcut. Aș fi vrut însă parcă să fiu un pic mai concentrat. Da, în fine. Cred că de fiecare dată când nu sunteți sigure, când atingeți așa revista, în cazul în care cumpărați revista, mai bine luați mostra și eu aș vrea mai degrabă să fac rost de mostră. O să mă uit și printre mostrele mele, s-ar putea să am deja mostra. Pentru că, sigur, ne uităm și la preț, este 160, adică, na, păcat ar fi să dai banii aceștia și să nu-ți placă aroma în momentul în care primești parfumul. Aici două parfumuri ușoare, simpatice pentru vară, fără mari pretenții pe care le puteți lua cu voi oriunde, inclusiv la plajă. Sunt drăguțe și astfel de parfumuri, e bine să le ai în colecție, nu neapărat doar parfumuri extraordinar de scumpe și de pretențioase. Aici alte parfumuri, sunt paginile dedicate parfumurilor, iarăși și acesta. Și în sfârșit am ajuns la cremele de corp de tipul acesta. Sunt foarte bune. Eu am încercat și am cumpărat inclusiv acesta, Weekend. Deci sunt niște loțiuni de corp cu niște parfumuri asemănătoare cu ale, cu niște arome asemănătoare cu parfumul al cărui nume îl poartă și chiar îmi plac deosebit. Ce avem aici? Avem parfumul ei legendar, Possess.
și apă de parfum Passes. Ia uite, foarte interesant, foarte frumos miroase, o să vă placă. Deci e ceva, dar nu e noutate, cred că e parfumul Passes cel lansat prima dată. Știu că l-am avut și eu, sau poate ai fi avut o altă variantă, nu cred. Cred că l-am avut pe acesta, dar am impresia că noutatea, da, nu știu ce să zic. Oricum, știu că l-am cumpărat în cadrul unei campanii speciale. Mă rog, era ceva absolut special. Cine știe, e posibil să fi fost. Dar oricum, e un parfum extraordinar, o să vă placă. Și văd că e redus la 75 de lei, ceea ce nu e puțin lucru. Aici avem Nordic Waters, avem mostră pentru. Acesta e parfumul. Ambele sunt pentru femei, nu. Acesta e pentru bărbați, cu siguranță, și ia să vedem. Da, e plăcut, foarte plăcut, foarte plăcut. E de succes parfumul acesta. Și iarăși avem numai iarăși avem acest acesta e fresh. O să vă placă, dar e fresh pastă de dinți, adică fresh din acela. Acesta Infinite Blue e absolut superb, parfumul. Absolut, deci acesta de bărbați Infinite Blue e absolut superb. Elegant, fresh, minunat. Acesta parcă e cam prea tare. Prea tare. Așa. Ia să vedem ce mai avem aici. Uite, un ceas cu roulată din silicon. Ia uite și o apă de toaletă Excite, tot pentru. E plăcut. E plăcut, o intensitate medie, așa, gama fresh, potolită, așa, nu știu cum să spun. Ia să vedem Glacier Fire. Ia să vedem Glacier Fire. E simpatic, dar parcă prea scorțișoară sau esențele lemnoase prea predomină. Așa. Păsesc pentru bărbați. Ia să vedem. E un parfum foarte plăcut și are. E oriental, într-adevăr se simte, dar e un parfum foarte plăcut și elegant. E superb. O să vă placă. Și ce mai avem aici? Ei, și începe gama de produse din acestea care sunt pentru întreținere, pentru slăbit, pentru un aport de minerale, vitamine, în fine, supă de ciuperci, supă shake înlocuitor de masă pentru controlul greutății. Da. Aici cele două creme, o cremă și aici sunt acele pilule așa pe care le spargi, gamele acestea dedicate și care pot fi cumpărate, de creme care pot fi cumpărate și individual și la set. Aici sunt niște seruri, nu le-am încercat. Sunt niște seruri la prețuri destul de, mă rog, destul de mari. Pentru riduri, pentru pete și cele petele acelea care apar din cauza înaintării în vârstă, aici pentru fermitate și pentru un lifting, aici pentru luminozitate. Așa, și urmează seturile de creme care au prețuri, văd că au mai crescut prețurile la 400, erau în jur de 300, 300 și ceva. Aici, ia uite, avem serul acesta care e la reducere, din fericire, 51 de lei, super tare. Și mai sunt, uite, astea încă sunt la 340, 365, vă spuneam. Un spray pentru o hidratare intensă. Am să mă uit exact să vedem ce conține. Era la 51 de lei, preț redus.
și creme de zi. Vă spuneam că de aici crema pentru ochi mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult. Ați văzut că am cumpărat-o, recumpărat-o. Așa. Ce mai avem? Rolele acestea pentru față. Văd că e o ediție limitată. Și diverse măști, loțiuni tonice, dispozitiv, uite, dispozitiv de curățare facială, costă 175 de lei. Aici avem și săpun Pure Skin. Cred că mi-ar plăcea să-l cumpăr și acest gel e foarte bun. Cred că mi-ar plăcea să-l cumpăr și pe acesta, să vedem și conține acid salicilic. Aici cred că avem noutăți sau, mă rog, lucruri mai recent lansate în această colecție cu, uite, cu mac și vanilie. S-ar putea să fie interesante. Iarăși, gama Love Nature. Aici pentru spa, Feminel, pentru igiena intimă, paste de dinți, foarte bună, foarte bună. Ia uite și gamele acestea, gama aceasta Milk and Honey e foarte, foarte reușită. Aici câteva produse pentru îngrijirea picioarelor și unghiilor de la picioare. Uite, acel săpunel despre care vă spuneam, e în continuare prezent în revistă. Și aici, această nouă gamă Duology. Am să văd ce conține și poate începem să le... Nu știu, să vedem așa. Am avut vreo două mostre, dar nu m-au convins prea mult. Nu știu, o să vedem. Aici Love Nature la cantitate XL, o cantitate mai mare. Un scrub, un exfoliant pentru corp. Uite, crema, din nou, crema foarte bună de aplicat după plajă sau pur și simplu pentru îngrijirea pielii corpului și a tenului, deci ea este formulată și pentru ten. Așa, uite, niște săpunuri foarte, foarte bune. Cred că pe acesta, nu vedeam ambalajul, pe acesta îl folosesc și îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. E deosebit, vi l-am mai recomandat și ați văzut că l-am cumpărat și recumpărat. Cred că am să vreau să-l recumpăr pentru că deja am terminat unul, trebuie să-l deschid pe celălalt și aș vrea să-mi asigur o rezervă. Și uitați, conține caolin și niacinamidă pentru o piele echilibrată cu un aspect uniform și tonifiat. E adevărat, e formulat pentru bărbați, dar face bine și tenului feminin, adică nu vă veți trezi cu efecte adverse, dimpotrivă. Acționează superb, superb, superb și asupra tenului femeilor. Așa, și aici alte săpunuri drăguțe și tot felul de geluri de duș în diverse arome, gama Activel. Cred că am cumpărat odată ceva, dar nu am fost super încântată pentru că mi s-a părut prea ușor parfumul, voiam ceva mai intens. Miroase plăcut. Acesta o să vă placă. Atât dacă să aveți grijă să nu intre la concurență cu
cu parfumul pe care îl folosiți. Bine, de altfel, fiind având și numele acesta, altfel este foarte frumos. Având și numele acesta Activel, o să cumpărăm și o să vedem cum se comportă. Având și numele acesta Activel, e clar că e pentru o viață, pentru sport, o viață activă. Și atunci e cam greu să te gândești că te îmbraci așa, te dai cu Activel, cu spray-uri sau roloane de tipul ăsta și după aia pui pe tine un parfum franțuzesc. Deci e cam greu, de asta zic să aveți grijă să nu intre la concurență cu parfumul pe care îl folosiți. Nu Gamma Duology, uite că nu Gamma, nu despre Gamma, mostrele nu erau din Gamma Duology, ci din gama aceasta Want și am avut ceva și vreo două și una știu că nu mi-a plăcut și cealaltă a fost cam nu prea adecvată, știi? Nu știu, o să vedem. O să vedem cum... da. Aceasta e Sleeping Beauty Nourishing, o mască hrănitoare pentru noapte. Și văd că ar spune că netezește textura pielii într-o săptămână, iar 94% dintre persoanele care au testat sunt de acord cu acest lucru. Da, e foarte interesant. Uite, cred că aș vrea să o încerc. E 56 și când pui acolo un coș mai obții o reducere. Deci cred că mi-ar plăcea să o încerc și dacă vă este teamă să dacă o cumpărați și că vreți voi să o testați fără să mai așteptați părerea nimănui. Eu știu și știți că aveți o piele sensibilă, poate încercați numai pe o zonă mai mică, o zonă mai mică pe care ați vrea să o știți, cum să spun eu, netezită sau cu o textură îmbunătățită și vedeți ce rezultate aveți. Iar dacă nu obțineți niciun efect advers și totul e în regulă, ba chiar obțineți rezultate îmbucurătoare, atunci înseamnă că e perfectă pentru voi. Iar aici, aceste minunate balsamuri, vă spuneam că, cred că am apucat să vă spun că și-au îmbunătățit formula și chiar sunt extraordinare, chiar sunt minunate. Iar acum au un preț superb fiecare dintre ele, acesta e cu zmeură și acesta e cel clasic, cu aromă neutră foarte bună și uite, acela e cu zmeură. Știu că am luat și eu cu zmeură, e ceva plăcut, foarte frumos, foarte, foarte plăcut. Și aici, parfumul e superb. Nu știu, când am cumpărat eu cu zmeură, parcă nu era neapărat, știi, aroma aceea de zmeură, dar au reușit o aromă foarte plăcută. Aici parcă îmi pare mai pregnant parfumul de zmeură. În fine, oricum, cert e că le puteți lua cu 10 lei fiecare. Da, deci aceasta e revista care o să înceapă abia din 7 mai, dar am zis că să o avem în vedere, să știm exact ce conține. Iubițelelor, nu vă mai rețin. Uite, deja ne-am delectat o jumătate de oră împreună. Eu vă sărut și până data viitoare, până mâine, vă zic pa, pa!